Cei care s-au născut în zodia Taurului vor avea între 24 și 25 decembrie dimineața o perioadă, ea e puțin suspectă ca informație astrologică, pentru că vorbește de idealuri, de conștiință, de proiecte, în niște zile în care oamenii, în mod normal, se gândesc la petrecere, la sărbătoare, la mâncare, fac cumpărături, călătoresc, se află în vacanță. Și ceea ce spun eu, nu se pliază cu un mod de viață real. Mai mult decât atât, pe 30 decembrie, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă pentru 18 zile și va da acestui sector o tentă ciudată de nemulțumire și de scepticism. Cei născuți în zodia Taurului nu o să fie încântați și convinși aproape de nimic. Vor observa deficiențe la orice afirmație, la orice propunere, la orice soluție. Vor dori să verifice, să aștepte, să se gândească, să măsoare și să cântărească și să analizeze, ceea ce nu este deloc rău. E adevărat că și sărbătorile vor trece. Sunt aceste 2-3 zile de sărbătoare creștină. Va mai veni pragul psihologic al anului nou, dar în ansamblu, ceea ce se conturează în această perioadă va rămâne ca un substrat astral funcțional, egal și stabil până spre 20 ianuarie. Și după ce se va parcurge și ultima secvență cu artificiile de anul nou, iată că cei născuți în zodia Taurului vor intra într-o profundă analiză și cercetare a domeniilor de viață care sunt prioritare. Dacă este vorba de studiu, atunci vor vedea ce trebuie să învețe. Dacă e vorba de maniera în care trebuie să o facă, atunci vor vedea cum să abordeze o astfel de secvență, în țară sau străinătate, pe termen scurt sau pe termen lung, disponibilitatea financiară și apoi punerea în aplicare a acestor proiecte. Pe fond nu e nimic rău, nu aveți de ce să vă întristați, este foarte bine, decât că acest context se conturează acum și pentru cel puțin 10-12 zile, el, deși va fi activ din punct de vedere astral, nu va fi pus în practică din punct de vedere uman, social, pentru că altele vor fi trăirile și provocările și plăcerile și intențiile. Între 25 decembrie, după ora 9 dimineața și 27 decembrie, ipostază sau situație inedită, la locul de muncă sau într-un spațiu public sau într-un mediu de specialitate, alături de colegi sau într-un grup mai larg în care există un colectiv care desfășoară o activitate, dar există și susținători, public, observatori, și atunci se petrece ceva de domeniul ineditului. Poate fi și o întâlnire, poate fi o veste, poate fi o informație, poate fi un comunicat și în acel comunicat să se vorbească despre niște transformări care se vor petrece într-un domeniu de activitate profesională și de muncă și toate acestea îi privesc pe tauri în mod direct. Iată surpriza. Poate că evoluția unor evenimente, poate ceea ce se întâmplă cu niște persoane cu care colaborează direct taurii, vor trece prin niște secvențe de viață personală care la rândul lor vor modifica într-un fel inedit această zonă. Între 27 decembrie, după ora 9 și jumătate dimineața și 29 decembrie spre prânz, relații bune cu prietenii. Comunicare firească, veselie, plăcere, distracție, lucruri banale, obișnuite, nu extraordinare. Din când în când, unele persoane pot să aibă parte de niște întâlniri speciale sau de un dialog mai profund, în ciuda faptului că e vorba de sărbătoare și oamenii abordează alt tip
de manifestare a acestor trăiri. Totuși nu sunt imposibile și nu sunt deloc excluse secvențele în care niște nativi din zodia Taurului se vor întâlni cu niște oameni deosebiți, cu valoare personală, cu experiență umană, și schimbul de idei va fi important. Îi va tulbura sau impresiona sau emoționa, îi va convinge, îi va modifica și le va da o deschidere spre un domeniu de viață și cunoaștere sau le va oferi o altă viziune, o altă lumină asupra unor detalii din propria lor biografie, care au rămas așa cam enigmatice, sau le vor da explicațiile necesare cu privire la niște fenomene în derulare, pe care abia acum, pe fondul acestei discuții, le vor înțelege cu adevărat, corect și profund și nu vor mai greși. Și atunci are o valoare de revelație această discuție, are valoare de experiență de viață. Între 29 decembrie, după ora 12 și 30 de minute și 30, respectiv 31 decembrie, mecanisme astrale care privesc o latură interioară, adică psihic, reacții mentale, activitate cerebrală, care e cam surexcitată, poate fi vorba de oboseală, de enervare, de epuizare, de sațietate, de disconfort, de intoleranță la ceea ce se petrece în jurul câte unui nativ care nu mai vrea să suporte sau să audă sau să facă ce a făcut forțat de împrejurări în ultimul timp. Poate că nu mai vrea un anume tip de muzică, poate vrea liniște, poate nu mai vrea să asculte tot felul de subiecte banale, poate nu vrea să mănânce atât de mult. În fine, totul ține de o reacție interioară, temperamentală, destul de abruptă. Posibile momente de iritare, de nervozitate, de reacții bruște care nu vor fi pe placul celor din jur, posibil insomnie într-una sau în mai multe nopți. Jupiter a intrat în zodia berbecului și începe să creeze efecte, nu dintre cele mai confortabile, nu așterne pat de mătase pentru aceste persoane, dimpotrivă, dă destul de multe convulsii interioare și nevoie de reașezare și de direcționare în viață. Așa, taurii pot să o ducă bine și să-și vadă de treabă așa cum au făcut și până acum, la locul de muncă, în familie, în societate. Dar în lăuntrul lor simt, văd, observă că e nevoie de niște modificări. Din păcate, nu prea au cu cine vorbi sau nu au cum să comunice acest tip de neliniște, de agitație, de stres interior. O să se chinuiască o perioadă. Jupiter pune pe tapet acest disconfort interior născut din proasta relația nativului cu societatea sau cu un grup de oameni sau cu meseria sau cu vremurile în sine. Nu se mai împacă cu nimic din ceea ce se întâmplă. Dar nu va găsi soluție, nu trebuie să o caute ca să nu fie dezamăgiți. Vor trăi mereu un soi de surexcitare. Se vor mai calma, o să fie și momente mai bune, se vor îndepărta uneori de acești factori de stres pentru ca după aceea să revină. Mai ales după 20-21 martie 2023, atunci acest sector va fi foarte încărcat. Poate că e bine să lase deoparte mânia ca stare interioară. Poate că este bine să lase deoparte starea aceea, nu vreau să-i spun disperare, care are o conotație dramatică, dar de nerăbdare, ca și cum, dacă nu fac aceste schimbări în aceste săptămâni, este un tren pierdut, este ratare, este ultima șansă care a fost scăpată printre degete, este risipire de sine. Nu trebuie să ajung aici,
Nu trebuie să tragă aceste concluzii și nu trebuie să trăiască cu acest sentiment că e ultimul moment, e ultima carte, e ultima zi, e ultima posibilitate de a se reașeza mai bine. Oricum, Jupiter va intra în zodia Taurului în primăvară, va rămâne tot anul 2023, așa încât în așteptarea acelui moment trebuie să se pregătească. Atunci trebuie să facă tot ceea ce le va oferi și le va oferi din plin Jupiter.